Fraților, de fiecare dată când îmi târăsc grăsimile în mall, la etajul 2, la cinema, am senzația că văd același film. Dacă ai văzut o comedie romantică la viața ta, le-ai cam văzut pe toate. La fel și cu filmele de acțiune, la fel și cu desenele Disney și tot ce scoate Hollywood-ul pe bandă rulantă. Întrebarea e, de ce sunt filmele astea înrudite? De ce nu scot ăștia ceva mai original? Ca să înțelegem cum stă treaba, trebuie să uităm de filme și să ne uităm la cum se fac filmele astea. Așa cum toate deserturile sunt dulci pentru că au zahăr, așa și filmele sunt asemănătoare pentru că sunt făcute la Hollywood. Totul pornește de la scenariu. În fiecare an, pe birourile producătorilor, se plimbă în jur de 100.000 de scenarii de film. La Hollywood, toți, de la chelneri la avocați, scriu scenarii, în speranța că se vor îmbogăți. De regulă, un scenariu e cumpărat cu sute de mii sau chiar milioane de dolari. Dacă vrei să-ți încerci și tu norocul, uite cum trebuie să faci. În primul rând, un scenariu de film nu poate arăta oricum. El e scheletul unui film, așa că are niște limite și caracteristici foarte bine definite. Exact din cauza asta arată filmele ca trase la Indigo. Întreabă pe maică ta ce e ăla Indigo. Un scenarist experimentat știe dacă scenariul e acceptabil sau nu, fără să-l citească. Se uită așa de la distanță și analizează aspectul. Dacă are prea mult spațiu alb, descriere e prea subțire sau dialogul prea împrăștiat, e clar că e scris de un începător și e respins din prima. Scenariul trebuie să arate într-un fel, să aibă o anumită dimensiune și să conțină anumite lucruri foarte bine definite. Întrebarea e, ce e un scenariu? Un scenariu e o dihanie literară cu totul și cu totul deosebită. În timp ce romanele pot fi scrise oricum, la persoana întâi, la persoana a treia, din capul personajului principal, din perspectiva naratorului omniscient, pot avea pasaje lirice, pot fi de dimensiuni micuțe, gen Baltagu, sau imense, gen Moby Dick, scenariul trebuie să fie scris din perspectiva a ce se vede. Vedem un ceas, vedem o casă, vedem cum brusc Willis o ia pe coajă, dar nu moare. Dacă nu scrii ce se vede, nu știu aia ce să filmeze, corect? Nu poți să o arzi liric ca Ion Barbu despre ciuperci și să te aștepți să bage ăștia milioane de dolari să-ți facă filmul. Nu asta e singura diferență. De fapt, în comparație cu romanul, scenariul are foarte multe limitări. Altă limitare, la fel de importantă, e durata. Un film are în jur de 2 ore. Sigur, mai fac ăștia și filme de 3 ore, cum e Avengers, dar astea sunt excepții. Aproape toate filmele au 2 ore. De ce? Pentru că fiecare minut de film costă. Cu cât e mai lung, cu atât e mai scump și deci mai riscant pentru cei care dau banii. Stăpânul Inelelor și Avengers nu sunt filme riscante. Apoi, sălile de cinema se bazează pe durata de 2 ore când își fac programul. Dacă ar face ăștia filme de 4 ore, sălile ar avea de 2 ori mai puține reprezentații pe zi, adică de 2 ori mai puțini bani. Arta ca arta, dar la Hollywood banii sunt aia care contează. Dacă ar avea 5 minute, nu ar merita banii de bilet. Așa că durata de maxim 2 ore a devenit standardul din industrie. Din cauza asta, filmele sunt limitate la ce se poate întâmpla în 2 ore, adică ai un număr limitat de minute în care să cunoști personajul și apoi un număr de minute în care personajul respectiv să învețe ceva, că o iubește pe una, că e super erou, că trebuie să-și răzbune cățelușul și așa mai departe. În timp ce Marcel Proust se întinde pe zeci de pagini descriind cum miroase un desert, scenaristul trebuie să se limiteze la câteva indicații. Și distracția abia începe. Să zicem că ai o idee de film, romantic, dramă, horror, acțiune, nu contează. Indiferent ce idee ai, scenariul trebuie să respecte următoarea structură. Setup, confruntare și rezolvare cu 2 puncte de cotitură între ele. O pagină de scenariu reprezintă 1 minut de film, adică ideea ta trebuie să fie suficient de consistentă să se întindă pe 120 de pagini. Dacă ți ia mai multe pagini să o dezvolți, simplifică-o. Dacă o rezolvi în doar 10 pagini, găsește altă idee. Fiecare scenariu trebuie să aibă 3 acte, adică 3 părți. Să le luăm pe rând. Actul 1 sau setup-ul e ăla în care aflăm contextul și conținutul poveștii. Adică aflăm cine sunt personajele, despre ce e povestea și care e situația care declanșează acțiunea. Adică de ce urmează să se agite toate personajele noastre în următoarele 2 ore. Toate astea trebuie să se întâmple în primele 10 minute și să fie prezentate simplu și clar.
Dacă spectatorul nu află imediat despre ce e vorba sau e prea lung setup-ul, atunci spectatorul se plictisește și fie pleacă, fie îți dă o roșiuță stricată pe Rotten Tomatoes sau o steluță pe IMDb, plus un comentariu răutăcios. Din cauza asta, primele 10 pagini de scenariu sunt foarte importante. Dacă nu sunt bune, nimeni nu o să citească restul. De exemplu, în John Wick îl vedem pe Keanu Reeves plin de sânge, uitându-se la filmul cu nevastă sa care a murit și apoi desfăcând pachetelul cu cățelușul. Toate astea în primele minute. Adică aflăm că e asasin, că o iubea pe tipa moartă și că tot ce i-a mai rămas e cățelușul. În comediile romantice, în primele minute, aflăm cine e tipul, de obicei unul cu un job interesant, apoi aflăm cine e tipa și cum se îndrăgostesc ei imediat, în momentul în care el varsă cafeaua pe ea sau ceva de genul. Evident că nu așa se îndrăgostesc oamenii, dar înainte să critici, ține cont de faptul că scenaristul are vreo 2 minute la dispoziție să te convingă că ăia se iubesc. Sigur, în viața reală oamenii sunt complicați, au motivații adânci și se îndrăgostesc treptat, dar în filme ai 2 minute la dispoziție. Așa că pui 2 bunăciuni să se ciocnească și gata. Dacă vrei ceva mai sofisticat, citește o carte. Urmează actul 2, numit și confruntarea, și care se întinde pe vreo 60 de pagini. Aici e vorba de ce vrea personajul să câștige, să obțină sau să înțeleagă. Dacă e o comedie romantică, de regulă, el are o șa și face tot posibilul să încalece pe iapa superbă a amorului. Dacă e film de acțiune, e cineva care trebuie căsăpit. Dacă e documentar, cineva trebuie să înțeleagă o chestie. Ca să nu fie plictisitor, personajul trebuie să dea peste niște obstacole. De exemplu, nu poate călări iapa amorului pentru că e altul călare pe ea. Nu poate căsăpi omul rău pentru că îl apără alți oameni răi. Nu poate înțelege o chestie pentru că nu a învățat suficient de mult sau nu a avut momentul lui de luciditate genială. Ăsta e momentul în care Batman se întâlnește cu Bane, o încasează rău de tot și mai stă o tură. Momentul în care toți se bat cu Thanos și nu fac mare lucru. Momentul în care ăla îi spune că o iubește și ea îi dă cu spray paralizant. Ca să vezi toate astea pe ecran, scenaristul trebuie să creeze un conflict. Fără conflict, nu există acțiune, adică nu e nimic de văzut. Acum că am aflat cine e eroul, ce are de făcut și ce obstacole întâlnește, trebuie să întâlnim și o rezolvare, adică să se termine totul cu bine. Există și câteva excepții, dar pentru aproape toate filmele Hollywood, regula e în felul următor. La final, ăia doi trebuie să se iubească. Eroul de acțiune trebuie să-l învingă pe mafiotul rus. Supereroul trebuie să-l învingă pe Bane, Joker, Ra's al Ghul, Loki și cine o mai fi. Ca să fie și mai bună distracția spectatorilor, găsește o chichiță simpatică pentru rezolvarea conflictului. De exemplu, cei doi își dau seama că se iubesc pentru că o vrăjitoare le spune asta separat la un bâlci și ca prin minune, după ce își află viitorul, se ciocnesc unul de altul pentru a doua oară. Sau, la final, eroul îl învinge pe rusul răufăcător cu ajutorul unui buldozer plin cu dinamită și tot așa. Cred că până în punctul ăsta ți-ai dat seama care e rețeta și de ce sunt toate filmele la fel. Tot ce ne mai rămâne de făcut e să vedem cum reușesc scenariștii să treacă grațios de la un act la altul. E vorba de punctele de cotitură din tabelul de la început. Orice scenariu are 2 puncte de cotitură. E vorba de evenimentele care îndreaptă acțiunea spre o anumită direcție. Adică, în prima parte se întâmplă ceva care îl face pe eroul nostru să treacă la partea a doua. Punctul de cotitură trebuie să poată fi găsit pe la pagina 25-30, adică pe la minutul 25-30 din film. Atunci îi moare cățelușul lui John Wick. Tot atunci află ăla că bunăciunea pe care o iubește e combinată cu altul. Și tot atunci află Iron Man, Thor, Hulk, Black Panther sau toți la un loc că ceva amenință planeta, galaxia sau universul. Pe la minutul 25-30 eroul nostru află ceva și trebuie să facă o alegere. Fie acționează, fie stă cu mâinile în sân. Spoiler! Niciodată nu stă cu mâinile în sân. În carte e dat exemplu filmul Matrix. Citat. Dacă ne uităm la Matrix, observăm că punctele de cotitură 1 și 2 sunt bine determinate. În punctul de cotitură 1, Neo alege pastila roșie și actul 2 începe când el renaște. În punctul de cotitură 2, Neo și Trinity îl salvează pe Morpheus și abia atunci acceptă Neo adevărul, faptul că el este alesul. Adică, în Matrix, când personajul e nevoit să facă o alegere la minutul 25, Neo e pus efectiv să aleagă între 2 pastile. Punctele de cotitură sunt foarte importante pentru că avansează acțiunea și reușesc să ne implice emoțional.
Sunt două, pentru că se pare că ne uităm așa vreo 30-40 de minute din inerție, dar apoi vrem să se schimbe ceva, să apară altă provocare. După cum vedeți, toate scenariile se încadrează în structura asta. Se cheamă structura scenariului în trei acte și am amintit-o pe scurt și acum 4 ani. Între timp, am găsit cartea Scenariu de film de Sid Field și am hotărât să dezvolt nițel subiectul. Ăsta e doar începutul. Omul a dezvoltat bine fiecare etapă a scenariului, așa că dacă strângem vizionări, o să urmeze și alte părți în care intrăm mai bine în structura filmelor și aflăm cum se creează magia la Hollywood. Cam atât pentru astăzi, clipul ăsta apare vineri, eu merg la Avengers sâmbătă. Nu fiți nemernici și nu-mi dați spoilere în comentarii. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să apăsați cu încredere clopoțelul și să dați clipul ăsta mai departe pe Facebook,